Un echipaj al poliției de frontieră de la izvoarele Sucevei s-a deplasat la fața locului și a procedat la cercetarea terenului, ocazie cu care în anexa gospodărească au fost descoperite șase colete voluminoase. Acestea conțineau cantitate de 2990 pachete cu țigări de proveniență ucraineană în valoare de 29900 lei. Întreaga cantitate de țigări a fost ridicată în vederea confiscării, iar în continuare se fac verificări în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și a documentării întregii activități infracționale.